Facerea, capitolul 35 A zis Dumnezeu către Iacob, Scoală-te și du-te la Betel și locuiește acolo. Acolo făi jertfelnic Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de la fața lui Esau, fratele tău. Iar Iacob a zis către familia sa și către toți cei ce erau cu el, Scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii cei străini care sunt la voi, curățați-vă și vă primeniți. Să ne sculăm și să mergem la Betel, că acolo am să-i fac jertfelnic Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului și care a fost cu mine și m-a păzit în calea în care am umblat. Iar ei i-au dat lui Iacob toți Dumnezeii cei străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi aveau în urechi. Și Iacob i-a ascuns sub stejarul de lângă Sichem, și pierduții a făcut până în ziua de astăzi. Și a plecat Israel de la Sichem, iar peste orașele din prejur s-a făcut o frică a lui Dumnezeu și nu i-au mai urmărit pe fiii lui Iacob. Și dacă Iacob a sosit la Luz, adică la Betel, care se află în țara Canaanului, el și toți oamenii pe care îi avea, a zidit acolo un jertfelnic și a numit locul acela El Betel pentru că acolo îi se arătase Dumnezeu când fugea el de Esau, fratele său. Atunci a murit Debora, doi care becăi, și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul pe care Iacob l-a numit stejarul plângerim. Aici, în Luz, Dumnezeu i s-a arătat lui Iacob a doua oară după întoarcerea lui din Mesopotamia și l-a binecuvântat Dumnezeu și i-a zis, Numele tău e Iacob, dar de acum nu Iacob te vei numi, ci Israel va fi numele tău. Și i-a mai zis Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul tău, crește și înmulțește-te, popoare și mulțime de neamuri se vor naște din tine și regi răsării vor din cuapsa Țara pe care le-am dat-o lui Avram și lui Isaac, ți-o voi da ție, ție și urmașilor tăi de după tine voi da pământul acesta. Și s-a înălțat Dumnezeu de la el, din locul în care îi grăise. Și a așezat Iacob un stâlp pe locul unde îi grăise Dumnezeu, un stâlp de piatră, și a turnat peste el ofrandă, unt de lemn a turnat peste el. Iar locul unde îi grăise Dumnezeu l-a numit Iacob cu numele Betel. Apoi a plecat Iacob din Betel și și-a întins cortul dincolo de turnul Gaderă. Și a fost că în timp ce se apropiau ei de Efratam, Rahela a născut, iar nașterea i-a fost grea. Și în timp ce ea se chinuia să nască, Moașa i-a zis, curaj că ai încă un fecior. Și a fost că în timp ce își dădea sufletul, că trăgea să moară, ea i-a pus copilului numele Ben-Oni, adică fiul durerii mele. Dar tatăl său l-a numit Veniamin. Iar dacă a murit, Rahela a fost îngropată în apropiere de calea ce duce la Efrata, adică la Betleem. Iacob a ridicat pe mormântul ei un stâlp de piatră. Acesta este stâlpul mormântului Rahelei, în ființă până în ziua de azi. Și a fost când în timp ce Israel locuia în sara aceea, a intrat Ruben și s-a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său. Iar Israel a aflat și tare rău i-a părut. Fiii lui Iacob au fost 12. Fiii Liei, Ruben, întâi născutul lui Iacob, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. Fiii Rahelei, Iosif și Veniamin. Fiii Bilhăi, roaba Rahelei, Dan și Neftali. Fiii Zilpei, roaba Liei, Gad și Asher. Aceștia sunt fiii lui Iacob, care i s-au născut în Mesopotamia. Apoi a venit Iacob la Isaac, tatăl său, în Mamvri, la Chiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaanului, unde locuiseră Avram și Isaac. Iar zilele pe care le-a trăit Isaac au fost 180 de ani și, slăbind, a murit și li s-a adăugat strămoșilor săi bătrân și încărcat de zile, și l-au îngropat Esau și Iacob, feciorii săi. Capitolul 36 Iar urmașii lui Esau, adică Edom, aceștia sunt. Esau și-a luat femei dintre fetele cananenilor, pe Ada, fata lui Elon Heveul, și pe Oholibama, fata lui Ana, fiul lui Zibon Heveul, și pe Basemata, fata lui Ismael și sora lui Nebaiot. Ada i l-a născut lui Esau pe Elifaz, Basemata i a născut pe Raguel, iar Oholibama i-a născut pe Euș, pe Ialam și pe Corem. Aceștia sunt fiii lui Esau care i s-au născut în țara Canaanului. Esau și-a luat apoi femeile, fii, fiicele, toți oamenii săi de casă, toate averile, toate vitele, tot ce era al lui și tot ce agonisise el în țara Canaanului și a plecat din Canaan cât mai departe de Iacob, fratele său, fiindcă averile lor erau prea multe pentru ca ei să mai viețuiască la un loc, iar pământul pribegiei lor nu-i mai încăpea din pricina turmelor lor, care erau multe. Esau a locuit astfel în muntele Seir. Esau, adică Edomă. Iată-i acum și pe urmașii cei s-au născut lui Esau, părintele edomiților, în muntele Seir. Numele fiilor lui Esau sunt acestea. Elifaz, fiul Adei, femeia lui Esau, și Raguel, fiul Basematei, femeia lui Esau. Lui Elifaz i s-au născut feciorii. Teman, Omar, Sefo, Gatam și Kenaz. Timna a fost o a lui Elifaz, fiul lui Esau, și i a născut lui Elifaz pe Amalek. Aceștia sunt copii din Ada, femeia lui Esau. Iată-i acum pe feciorii lui Raguel, Nahat și Zerah, Shama și Miza. Aceștia sunt copii din Basemata, femeia lui Esau. Și iată care au fost feciorii Oholibamei, fica lui Ana, al lui Țibon, femeia lui Esau. Ea i-a născut lui Esau pe Euș, pe Ialam și pe Core. Iată și căpeteniile fiilor lui Esau. Feciorii lui Elifaz, întâi născutul lui Esau, sunt căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Sefo, căpetenia Chenaz, căpetenia Core, căpetenia Gatam și căpetenia Amalek. Acestea sunt căpeteniile din Elifaz, în țara Edomului. Aceștia sunt copii din Adam. Iată-i pe fiii lui Raguel, fiul lui Esau. Căpetenia Nahat, căpetenia Zeraf, căpetenia Shama și căpetenia Mizam. Acestea sunt căpeteniile din Raguel, în țara Edomului. Aceștia sunt fiii din Basemata, femeia lui Esau iată-i și pe fiii Oholibamei, femeia lui Esau, căpetenia Euș, căpetenia Ialam și căpetenia Korem. Acestea sunt căpeteniile din Oholibama, fata lui Ana și femeia lui Esau. Aceștia sunt fiii lui Esau și acestea sunt căpeteniile lor. Acesta este Edom. Iată-i pe fiii lui Seir Horeeanul, locuitorii țării. Lotan, Șobal, Țibeon și Ana, Dișon, Ețer și Dișan. Acestea sunt căpeteniile horeilor, fiii lui Seir, în țara Edomului. Fiii lui Lotan sunt Hori și Heman, iar sora lui Lotan a fost Timna. Iată-i pe fiii lui Șobal, Alvan, Manahat, Ebal, Șefu și Onam. Iată-i pe fiii lui Țibeon, Aia și Ana. Acesta este acel Ana care a găsit izvoarele de apă caldă în pustie, când păștea asinii lui Țibeon, tatăl său. Și iată-i pe fii lui Ana, Dișon și Oholibama, fata lui Ana. Iată-i acum pe fiii lui Dișon, Hemdan, Eșban, Itran și Cheran. Iată-i pe fii lui Ețerm, Bilhan. Zavan și Acna. Iată-i pe fiii lui Dișan, Uț și Aran. Iată acum și căpeteniile horeilor. Căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Țibeun, căpetenia Ana, căpetenia Dișon, căpetenia Ețer, căpetenia Dișan. Acestea sunt căpeteniile horeilor după clanurile lor în țara Edomului. Iată-i și pe regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească în Israel. În Edom a domnit Bela, fiul lui Beor, iar cetatea lui se numea din Haba. Bela a murit, iar în locul său a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra. Iobab a murit, iar în locul său a domnit Husham, din țara Temaniților. Husham a murit, iar în locul său a domnit Hadad, feciorul lui Bedad, care i-a bătut pe madianiți în câmpul Moab. Numele cetății sale era Avit. Hadad a murit, iar în locul său a domnit Samla din Masreca. Samla a murit, iar în locul său a domnit Shaul din Rehobotul de lângă râu. Shaul a murit, iar în locul său a domnit Baal Hanan, fiul lui Akboran. Baal Hanan, fiul lui Agbor, a murit, iar în locul său a domnit Hadar, fiul lui Varad. Numele cetății lui era Pau, iar numele femeii sale era Mehetabel, fica lui Matred, fiul lui Mezahab. Și iată numele căpeteniilor din Esau, după clanurile lor, după locurile lor, după țările și națiile lor căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ieted, căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinun, căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mitzbar, căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom după așezările lor în țara pe care o aveau în stăpânire. Acesta-i Esau, părintele edomiților în